Astăzi vorbim despre tonalitatea muzicală. Știm că melodiile sunt compuse în diferite tonalități. Do major, la minor, si bemol major, fa diez minor. Însă, ce anume este o tonalitate? Tonalitatea este totalitatea sunetelor muzicale ce gravitează în jurul unui centru, denumit în muzică tonică. Ca în sistemul solar, în care planetele orbitează în jurul Soarelui, în acest context, tonica fiind Soarele. Pentru a putea înțelege cu mai mare ușurință acest concept complex, vom asocia elementele muzicii cu activitățile noastre zilnice obișnuite. Pentru noi, tonica înseamnă acasă. Deci nu orice casă, ci casa noastră, adică locul în care noi ne simțim cel mai bine. Muzica tonală este tot ce se întâmplă din punct de vedere muzical în jurul tonicii, în jurul casei, pe care o recunoaștem atunci când melodia și armonia se simt în stare de echilibru. Deci totul pornește de la acest acasă, ce reprezintă familia, starea de relaxare, liniște și pace. Din punct de vedere muzical, toate activitățile pe care le vom desfășura în exercițiul care urmează se vor afla în tonalitatea Do major. Să facem un joc de imaginație. Suntem într-o zi de luni, iar ceasul nostru sună la ora 6 dimineața. În tonalitatea Do major, a te afla acasă înseamnă nota Do, adică treapta întâi a tonalității. Imediat ce auzim alarma ceasului, ne trezim și ne îndreptăm spre activitatea noastră de înviorare. Din punct de vedere al tonalității, activitatea de înviorare reprezintă treapta a doua, adică re. Înainte de a merge la școală, o ajutăm pe surioara noastră mai mică să ajungă și ea la grădini. Treapta a treia, mi. Una dintre principalele activități ale noastre este reprezentată de școală. Și spun principală pentru că în tonalitate treapta a patra, adică fa în acest caz, este de o deosebită importanță. Imediat ce sună clopoțelul, ne îndreptăm spre școala de muzică pentru că ne-am înscris la instrumentul nostru preferat. Treapta a cincea, sol, în cazul tonalității Do major, este de departe cea mai importantă. Deoarece noi iubim muzica și vrem să devenim celebri artiști! Cursurile de muzică se încheie și bineînțeles că o luăm pe surioara noastră de la grădii și facem o frumoasă plimbare prin parc. Treapta a șasea! Se înserează! E timpul să facem cumpărăturile și să mergem acasă! Rețineți! Treapta a șaptea prezintă cea mai mare atracție față de tonică. Bineînțeles! Cu cumpărăturile unde altundeva am putea merge decât acasă? În melodii însă nu se utilizează mereu toate aceste trepte. Cum nici programul nostru nu este identic în fiecare zi. Însă începem mereu de pe treapta întâi. De exemplu, o zi de vineri ar putea fi ca în exemplul următor. Practic, în această melodie am utilizat treapta întâi, casa, treapta a patra, școala, treapta a cincea, bineînțeles, școala de muzică, apoi ne-am întors la treapta întâi, acasă. Deci, orice melodie începe pe treapta întâi, își urmează traiectoria proprie, apoi se întoarce cu siguranță la treapta întâi. Muzica pop folosește în general puține acorduri. Muzica clasică însă are o armonie mult mai complexă.
Observați traiectoria fragmentului Sinfoniei 40 de Mozart. Binecunoscuta melodie Fiurelize de Beethoven, cum ar arăta din punct de vedere armonic? Concluzie. Orice melodie este scrisă într-o tonalitate, majoră sau minoră, nu într-o gamă. Gama reprezentând doar scheletul tonalității, deci doar o mică parte din întreg. Tonalitate înseamnă și acordurile treptelor și relațiile dintre ele. Toate treptele gravitează în jurul tonicii. Chiar dacă o melodie este scrisă în tonalitatea do major, acest lucru nu înseamnă că va rămâne pe treapta întâi, reprezentată de acordul lui do de la început până la final. Ar fi și plictisitor! Aceasta este ca o poveste. Începe cu o introducere, apoi se creează o anumită tensiune, eventual un punct culminant, după care o revenire.